Guvernul României a adoptat în 2018 Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă la orizontul 2030. Aceasta orientează întreaga dezvoltare a țării noastre, conform celor 17 obiective de dezvoltare durabilă adoptate de către Națiunile Unite în 2015. Prin urmare, dezvoltarea durabilă reprezintă pentru țara noastră un obiectiv sistemic. Ce înseamnă un obiectiv sistemic? Un obiectiv care trebuie să orienteze toate politicile naționale, sociale, economice, de mediu, către dezvoltarea durabilă. O strategie națională, guvernamentală, ambițioasă, sistemică, făcută pentru cetățeni și viitorul lor, trebuie să fie făcută împreună cu aceștia. Gandhi spunea, ceea ce faceți pentru mine, dar fără mine, faceți practic împotriva mea. Prin urmare, o provocare esențială pentru Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, pentru ca aceasta să fie una de succes, este să fie făcută într-un mod participativ, democratic, împreună cu cetățenii țării noastre. Aici apare o problemă fundamentală, care necesită intervenția în domeniul educației. Este vorba despre lipsa de competențe. În momentul de față, cetățenii români nu au capacitatea de a participa și de a contribui substanțial la implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă 2030. Ce este o competență? Este rețeta care îmbină trei ingrediente. Cunoștințe, deci a ști, abilități, deci a ști să faci, și atitudini, a ști să fii. Cunoștințele dezvoltării durabile privesc aspecte ecologice, precum criza climatică, extincția biodiversității, degradarea ecosistemelor, apoi aspecte sociale, precum agravarea inegalităților, excluziunea socială, persistența sărăciei și, nu în ultimul rând, aspecte economice, precum evoluțiile tehnologice necontrolate, epuizarea resurselor naturale rare necesare proceselor de producție și financiarizarea excesivă a economiei. Pentru a conecta aceste probleme între ele și pentru a le pune în perspectivă, în vederea soluționării lor, avem nevoie de abilități complexe, cum ar fi gândirea sistemică, gândirea prospectivă, gândirea critică, gândirea etică. Pe lângă cunoștințe și aptitudini, mai avem nevoie de un ingredient. Este vorba despre atitudini. Atitudinile esențiale sunt asumarea responsabilității, acceptarea incertitudinii și deschiderea de spirit. Rolul educației pentru dezvoltarea durabilă este de a forma aceste competențe complexe pentru a echipa cetățeanul pentru secolul 21 și a permite o dezvoltare durabilă. În acest context, educația pentru dezvoltare durabilă este elementul cheie al propunerii de politică publică elaborată de rețeaua ONG 21. Propunerea adresată Ministerului Educației și Ministerului Mediului, cele două structuri coresponsabile de educația pentru dezvoltare durabilă în țară și de respectarea angajamentelor internaționale în domeniu. Vrem ca politica publică să asigure contribuția educației naționale la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030. Măsurile propuse sunt în linie cu cele 6 priorități cheie asumate deja de cele două ministere la nivel internațional. Vizăm stabilirea unui program de educație pentru dezvoltare durabilă în fiecare școală, precum și formarea profesorilor și a educatorilor pentru educație pentru dezvoltare durabilă. Educația pentru dezvoltare durabilă e necesară a fi susținută prin învățământul tehnic și profesional și integrată de asemenea în mod relevant în alte politici publice naționale. Alte două priorități cheie vizează întărirea sinergiilor dintre educația formală, non-formală și informală și, evident, recunoașterea rolului rețelelor în promovarea educației pentru dezvoltare durabilă. Pentru elaborarea acestei propuneri, 75 de ONG-uri de la nivel național, cu experiențe complementare în domenii precum educație, protecția mediului, social, dezvoltare durabilă, s-au reunit în rețeaua noastră ONG 21 și au lucrat împreună pentru a găsi cele mai bune măsuri de implementare a educației pentru dezvoltare durabilă în România. Timp de 6 luni am organizat sesiuni de brainstorming, redactare, feedback și consultare a părților interesate.
Am pornit de la experiențele noastre de la Firul Ierbii, am analizat contextul național și am consultat periodic importanți actori instituționali cu atribuții în domeniu, precum Ministerul Educației Naționale și Ministerul Mediului. Rețeaua ONG 21, coordonată de Asociația Reper 21 și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, își exprimă disponibilitatea de a continua colaborarea cu administrația pentru a contribui activ la implementarea politicii naționale de educație pentru dezvoltare durabilă.